Ah, ține piciorul așa, da, corect. Uite, mai cunoști, mami? Uite, uite, uite. Lepede-le, mami. Ana, nu? Da, Ana. Dragi prieteni, dacă este 1 iunie, evident este Cupa Copiilor, Ero. În Iore? În Iore, da, de câțiva ani voi sunteți aici. Radu, aici e campus. Încă un succes. Dacă ați avut... Încă o zi fierbinte, cum se spune, în fiecare an 270-280 până în 300 de copii sunt prezenți aici în fiecare dimineață la ora 7:30, ne ajută să descărcăm, să ne pregătim, după care se duc la pescuit. Nu știu cine este mai puțin răbdător, părintele sau copilul. Da, am văzut că se prinde să prind pești mici și a fost coadă mare de tot de dimineață, da. Deci e super interes pentru concursul vostru, care la ce ediție este? La 18-a ediție. Anul acesta se fac 18 ani de când pregătim, ne pregătim de 1 iunie. Am înțeles, a fost o pauză de 2 ani, da? Cei 2 ani care a fost o pauză cam pentru toată lumea, mai ales pentru evenimentele unde sunt foarte mulți participanți. Hai, povestește un pic, practic voi asigurați tot ce trebuie, nu? Noi cam la cum decurge concursul? Concursul este liber, se înscrie cine dorește, fără taxă, fără absolut nimic pregătit dinainte. Copiii vin doar cu un scaunel și cu o găletușă pentru nadă, pentru pregătitul nadei. În rest ne ocupăm noi de tot. Linie, vargă, momeală, nadă, premii, cepuțe, apă, suc, dulciuri și așa mai departe. Deci, sunt două categorii de vârstă. Sunt două categorii de vârstă, 4, 9 și 10, 14. De ce așa? Pentru că să dăm șansă și celor mai puțin răbdători, să zicem, mai puțin pricepuți. Aveți și premii, nu? Avem și premii destul de bogate, care constau în sculă de pescuit, vargă, lansetă de data anul acesta, până acum au fost vergi, lansetă de boloneză, pentru că tot vine vacanța copiilor și am zis să îi împingem către râurile de munte și pentru apele curgătoare. Deci lansetă, mulinetă, cutie cu, cum îi spune, cu plute, cu tot ce accesorii, cu tot ce trebuie și, bineînțeles, locul întâi primește și un trofeu personalizat. Radu, mă bucur că și anul ăsta sunt aici alături de voi și mă bucur că voi încurajați genul ăsta de activitate, de ieșit în aer liber. Până la urmă și ăsta cred că e scopul principal al evenimentului. Bineînțeles, important este așa copiii învață să păstreze. Ce nu îi convine, știi cum este, îi învață să păstreze. Să păstreze apa curată, să păstreze malul apei curat și așa mai departe. Bine, mai e puțin timp și mergem după aia să vedem cine a câștigat, care au fost cei mai merituoși. Da. Bine, Radu, mersi frumos, Cristi. Mersi. Ne mai uităm un pic pe la copii pe aici și după aia o să mergem la festivitatea de premier.
Așa se predă ștafeta, nu? Da. Că văd că sunteți de la Natural Car Club. Exact. Ați prins ceva? Cum e? N-am prins nimic. N-am prins nimic. E, asta e, se mai întâmplă la pescuit, nu? Se întâmplă, da. Asta e lecția numărul 1, să ai răbdare. Bunicul și nepot. Foarte bine, fir întins vă dorim. Mulțumim. Da, dar nu prins niciunul. O să prins, până la urmă o să prins. Matei, locul 3. Tu ești Francis Matei? Da, bă. Păi cum? Păi cum ăla, mari? Nu e. Nu e. Nu e. Mari? Nu, zic părinții că nu e. Sunt mari, păi de asta. Nu, nu, nu. Nimic. Matei lipsește. Francis Matei, încă o dată. Nu este. Da. Locul 2. Palica, Zanfir, Andrei. Eu sunt. Bravo! Da. Te-ai uitat la ea, ai luat. Te-ai uitat lung la ea. Ți-a plăcut ție de ea. Și anul trebuie tot acolo de ea. Da? Și-a așa pe să așa cum uite, să facem și poze. Și locul întâi, Dobriță, Ana Gabriela. Asta este diploma. Păi doar o cupă să duc? Și asta este cupa ta. O să o rog pe mami sau pe tati să vină să te ajute. Uite așa. Și cuțiuța ca să o păstrați. Da, da, da. Atenție, nu mă o să faci. Și nu o să ai un pic să facem cu zi. Astea au fost toate probleme. Mai bine.